Politehnica Timișoara a avut un meci mai dificil pe terenul celor de la Progresul Pecica în turul 2 preliminar al Cupei României. Albioleții, la primul meci oficial sub conducerea lui Cristian Gălan, au condus la jumătatea întâlnirii cu 3-1. În repriza secundă, Pecica a revenit și a egalat situația pe tabelă, trimițând meciul în prelungiri. Reușitele formației albiolete au fost semnate de Popa, Pureca și Abramescu, cel din urmă înscriind din foarfecă. S-a ajuns la penaltiuri, unde Poli s-a impus cu 5-3. Nici nu puteam închipui un debut mai frumos. Sunt fericit pentru tot ce au făcut ei astăzi pe teren, pentru cum au muncit. Avem 12 zile împreună și au depus un efort formidabil. A fost o perioadă grea, am avut antrenamente duble, o trebuie să acumulăm puțin și meciul de cupă l-am tratat cu seriozitate, însă n-am făcut rabade la efort în timpul săptămânii. Despre joc, a fost două reprize ciudate puțin. Prima în care ne-am creat multe situații și am avut goluri foarte frumoase. Păcătuim puțin la tinerețea pe care o avem și facem niște greșeli așa. Asta se poate spune în ambele părți. Da, e adevărat și ei au avut o echipă destul de tânără și noi de asemenea, dar cred că la nivelul acesta cam asta ar trebui să fie vârsta echipelor.